Bucătar, învățătoare, menajeră sau psiholog sunt doar câteva dintre rolurile cu care jonglează femeile după ce au ieșit de la serviciu. Datele unui sondaj realizat de o platformă de recrutare arată că practic 70% dintre reprezentantele sexului frumos mai au un alt job. Dacă ar fi remunerate, acestea spun că ar câștiga la fel de bine ca la serviciul propriu zis. Pregătirea meselor, spălatul vaselor, călcatul hainelor, dar și pregătirea copiilor sunt doar câteva dintre activitățile pe care 70% dintre femeile care locuiesc cu un partener trebuie să le facă acasă, o spune un sondaj realizat de o platformă de recrutare din România. Practic, după terminarea jobului, femeile mai iau un serviciu. 60% dintre femeile chestionate au spus că dacă munca de acasă ar fi remunerată, ar câștiga cel puțin la fel de bine ca la job Propriu zis. Tot în acest sondaj, mai vedem că în familie, doamnele au și rolul de contabil, se ocupă așadar de bugetul familiei, sunt bucătari și totodată organizatori de petreceri aniversare. Mai mult, cele care sunt și mame devin și dascăl pentru copii, povestitori sau șoferițe. Dintre bărbați care se ocupă de întreținerea casei și a familiei, aproape 83% alocă în medie. Între una și trei ore zilnic, acestor sarcini și doar 17% depășesc acest timp. Tascurile casnice legate de IT sau reparații generale rămân în continuare în sarcina bărbaților, relatează observatorniosp.ro.